Din punctul de vedere al evoluției financiare, bancare, săptămâna cuprinsă între 16 și 22 mai aduce un accent nou, puternic, interesant și la limită necesar în acest context tulburat de dizarmonie economică provocată de pandemie. Primul eveniment care ne atrage atenția este legat de tranzitul Soarelui, care în ziua de 20 mai va intra în zodia Gemenilor și timp de o lună va patrona tot ceea ce presupune comerț, negoț într-un registru minimal, transportul de mărfuri, circulația oamenilor, circulația banilor, schimbul de idei, noile concepții, noile atitudini față de vânzare, cumpărare, investiție, cheltuială, acumulare. Apoi este vorba de un mecanism care patronează tot ceea ce presupune o afacere, proiectul, dezvoltarea, ambițiile, problemele care vor fi rezolvate destul de repede și destul de ușor. Îți spune că acest lucru este greu de pus în practică pentru că la ora actuală în economia aproape tuturor statelor lumii s-au produs niște dereglări majore, unele mai profunde, unele mai superficiale, dar care totuși creează efecte neplăcute și cum ar fi posibil doar pentru că există aceste tranzite astrale, brusc lucrurile se meargă culmea, ușor și repede. Cel puțin aceasta este tendința sau cel puțin nu există mecanisme care să pună piedici importante în calea desfășurării unor măsuri de recuperare și revitalizare economică. Depinde și de țară, de oameni, de guvern, de legislație, de statut al fiecărei națiuni, cum știe să își coordoneze prioritățile. Pe hârtie lucrurile arată bine. În semnul Gemenilor se află în tranzit planeta Mercur. Este un tranzit excelent. Mercur este o planetă a comerțului, a pieții de desfacere, a mărfurilor, al tarifelor și al schimburilor valutare. Este vorba de piața largă a bunurilor, a mărfurilor și a serviciilor. Mercur se află în domiciliu și este puternic, este în mișcare directă, este foarte activ și este susținut de către planeta Venus, micul benefic, cel care aduce câștigurile, mici sau modeste, dar faptul că nu atrage loviturile financiare, asta nu înseamnă că este un tranzit vulnerabil. Dimpotrivă, este chiar mai bine să se câștige constant și mai puțin decât să se dea o lovitură care să vulnerabilizeze apoi în următoarele săptămâni întregul mecanism prin efectele secundare pe care le-ar putea genera. Așadar, planeta Venus face o pereche minunată cu Mercur și dă foarte multă credibilitate unor inovații, unor idei novatoare care transformă un stil de muncă sau un mecanism comercial. Pe fond este vorba de o perioadă bună pentru cei tineri, curajoși, inventivi, spontani, care se adaptează din mers la cererea pieții, care acceptă soluții de moment pentru un câștig. Nu spunem că prin asta este vorba de un viciu de acțiune sau este vorba de aventurism, ci pur și simplu este vorba de o pliere pe ideea cerere și ofertă. Următorul element astral care marchează săptămâna viitoare și care va influența în unele domenii piața bancară, mecanismele economice fundamentale, este luna nouă în Gemeni, din seara zilei de 22 mai, care va avea mai multe funcții. În primul rând încheie un circuit care s-a deschis anul trecut aproximativ pe vremea aceasta. Cu cele bune și cele rele, cu împliniri și cu eșecuri, circuitul se încheie și se conturează un altul, evident pe alte premize și care are câteva trăsături și anume marea disponibilitate spre schimbare, spre noire, spre transformare, spre evoluție, spre mișcare și spre experiment. Apoi este vorba de o relație bună, chiar foarte bună, din punct de vedere astrologic, între Saturn în Vărsător și perechea luminarilor, Soare-Lună, aflate în conjuncție în momentul în care alcătuiesc faza de lună nouă. Ei, aici este un lucru inedit, aici avem de-a face cu un mecanism care sugerează și lupta cu vechiul și cheful de a răsturna niște situații, dar nu de a face o mișcare brutală care să târnească nemulțumire, revoltă, ostilitate sau blocaje, ci ceea ce se cheamă în politică o revoluție de catifea, adică o schimbare care să plece de la o mentalitate, de la o noire a atitudinii și comportamentului financiar a oamenilor care răspund de treburile importante prin fapte, gesturi cu finalitate economică, fie prin legislația pe care o generează și prin responsabilizarea acestor măsuri de a răspunde unor comandamente atât ale momentului cât și ale viitorului.
Acum avem de-a face cu o avanpremieră, încă lucrurile nu vor fi puse pe un făgaș definitiv. Doar se conturează, avem așa o impresie, o aromă de ceea ce se va întâmpla din iarna lui 2021, întregul an și apoi în 2022, pentru că aici este clul situației. Este vorba de o schimbare, de o răsturnare, de o înlăturare a multor elemente vechi care se dovedesc ca acum a fi adevărate frâne în calea dezvoltării economice. Și cum România este o țară de tip vărsător și Saturn se plasează în următoarele săptămâni până pe 2 iulie, în casa întâi a identității naționale, chiar se pune problema înțelegerii mai întâi și apoi a aplicării unor măsuri care să o rupă odată cu trecutul, care să permită o viziune nouă, modernă, aerisită sau chiar una vizionară.